Găștei sălbatice este istoria unei resurecții morale prin iubire. Specialiste ne-au oferit cititorilor descrieri detaliate a sufletelor oamenilor, Horia Bădescu prezintă publicului destinele personajelor într-un univers magic. Este o carte în care oamenii nu sunt prezentați dihotomic, niciunul nu reprezintă răul absolut sau binele absolut, ci sunt oameni cu durerile, cu suferințele, cu speranțele, cu tot ceea ce face parte din viața unui om. Volumul scoate la iveală și paginile interzise de cenzură a vremii comuniste. Paginile cenzurate sunt cele care descriu teribila închisoare de la Poarta Albă, de pe Malul Dobrogii, unde erau deținuții politici, și de asemenea este o parte masivă care vorbește despre o întâmplare petrecută pe frontul rusesc. E un elogiu adus dragostei, acest roman e un elogiu adus vieții în general, e un roman existențial și este un elogiu adus limbii române, cea mai frumoasă creație a acestui popor. Evenimentul editorial a fost organizat de Uniunea Scriitorilor din România.